pentru că avem un moment deosebit, o concurentă deosebită și ea, scena fashion din Rusia. Ia, că vă văd ea. Așa. Extrem de ofertantă. Extrem de ofertantă. Victor, tu știai că în clipele decisive, în cele mai importante momente, mă, rusul știe ce să facă? Doar rusul știe doar ce rusul să facă. Dar rusoaica noastră, ea oare știe? Oare aia ce a pregătit? Vine Ruxi din Rusia! Stop, da, it's poor. Stop, stop, stop. Vadia, kill them. Where is Vania? Hello, poor people, how are you? Ah, gata. Păi eu aș veni, dar mi-e frică că i-ai zis lui Vania că să ne chilărească și știi cum no, e, parcă Vania, it's ok, you can, you don't kill them now. Veniți, veniți mai în face, cu coței, cu toți, sunt adorabil. Bună da. Seara, Ruxi. Iubitile mele. Privet, draga mea. Privet, Ilinca. Privet, Vania. Ete doma, ete devoțca. Privet, dar cine i-a accesorizat pe puișorii? Eu. Doamne, cât do, sunt de frumoși. Da. Te ascultă? Yes, they are trained to kill poor people. Cum îi cheamă? Ea e Nala. Fără, auzi, fără. Da, fără. Nu. Ea e diva, diva și ea e Nala. Da. Are ceva la ochi, dar ea trebuie operată, dar nu-i problemă, că e ok. Nu, sunt superbe oricum. Da. Dorește cineva să acorde o întrebare? Ar dori! Da, da, dori. Special m-am încadrat cu un microfon, că am zis că Vania poate dorește să transmită. Dar uite, nu-i vedem atâta mare ochii lui Vania. Vania, dă jos ochelarii să vadă KGB-ul. It's ok, Vania, it's ok. Să vadă KGB-ul. Măsa mare, trebuie să uite în ochi, fetiță, nu poate așa. Hai, uite. Bună seara, Vania. Cum te cheamă? Bonsoir, Raluca, bonsoir. Cum te cheamă? Shakib. Shakib? Dar din ce țară ești tu, că toți suntem în jurul lumii? Din Maroc. Din Maroc. Și nu vorbești românește? Ba da, vorbește foarte bine românește. Vorbești și românește. Și a intrat în rol, dacă are rol. Da. E aici, da. O treabă, nu? Vania, îți mulțumesc tare mult. Te descurci și cu da. Divele, cu prințesele, da, da. Perfect. Pa, iubirile mele. Mult porțile, da, te stai, regine, cu stai că mă duc și eu puțin cu ele ca să... Da, hai, sigur, hai, fără probleme. Hai, Nala. Hai, Nala. Avai. Ia uite-le, fete. Sunt superbe. Vine, sunt. Ruxi, hello, poor people, privet. Hello, poor person. Hello, poor person. Uite-te la mine așa, ți se pare că sunt poor, adică... Not enough.
Not enough. No. No, bine, ia fii atentă să-mi spui dacă asta e enough sau nu enough. Ah. Ah. Deci aici, da, aici o dăm. Mai mea? Da. Da. Oh, nu. Nu, nu, boring și asta. Da. Boring. Asta, ah, asta, da, asta, da, asta, da, da. Asta, da. Asta, da. Surpriză, nu te-ai apropiat de niciuna dintre ele? Cum să nu? Păi unde? Păi uite, brocardul. Brocar tu. E, yeah, boring. Brocardul, asta, nu, brocar tu, nu, că nu-i gard, fetiță, e brocar. Da, da. Pasiva aia dievășca. Ia uite. Iar ești troica. Da, Harașov. Harașov, Harașov. Da. Așa e. Dimensiunile astea mari, impunătoare. Pe opulență. Mm-hmm. S-a mai mutat ăsta puțin. Am și ochi albaștri, vezi, Victor? Da, de unde, zile, da? De unde le-ai luat? Sunt mi-l-am foarte făcut, curios. Cum adică de unde mi-l-am făcut? Le-ai făcut? Da. Foarte frumos în seara asta. Ce să zic, și cizmele îmi plac foarte mult. Păi să tot, prin zăpadă. Totul le-ai făcut? Da. Da, pe dar bune. Nu eu personal, dar da, împreună cu croitoarea mea, da. Viviana? Chiar arăți extraordinar. Îmi place cel mai mult dintre galele pe care Ruxi le-a făcut aici în competiție. Asta îmi place cel mai mult. Mulțumesc. Ți-am zis că stă bine blondă, îmi susțin ideea. Da, m-am născut cu părul greșit, știu, dar n-am ce să fac. Ești superbă. Momentul mi-a plăcut de Vania, mi-a plăcut. Cred. Și felicitări. Mulțumesc. Chiar se vede că ai pus foarte mult suflet în gala asta și că arăți bine. Mulțumesc. Mulțumesc, bravo. Viviana. Rămâne de văzut dacă e de bine sau nu, Ruxi, ce să zic. Aflăm în fața juraților. Da. Cam fiecare seară ne surprinzi super plăcut și cam fiecare gală. Eu am constatat o chestiune vis-a-vis de ceea ce se scrie online, ceea ce apare în comentarii, în fine. Lumea a înțeles că noi îți ridicăm ție în permanență un soi de laude, că te vedem doar pe tine, în detrimentul celorlalte colegi, etc. Vreau să se înțeleagă un lucru, că nu avem partipriuri cu nimeni în această competiție și se știe lucrul ăsta încă de la începutul sezonului întâi. Însă, momentele pe care le propui tu, însoțite de ținutele în care vii tu de soiul de umor, actorie, divertisment, tot ceea ce faci tu este pachetul complet ceea ce propui în gale. În afară de faptul că ținutele tale sunt fără cusur, ținutele sunt gândite în cel mai mic detaliu. Dacă luăm, spre exemplu, ținuta din seara aceasta, de la crucile acelea strălucitoare de pe cizme până la manșetele haine, modelul, haina, mărgelele alese, măi, și felul în care ridica bretonul, ăia 3 centimetri care ridica bretonul deasupra sprâncenilor, da. Fiecare lucru este gândit la perfecțiune. Adică, faptul că te lăudăm atât și faptul că suntem atât extaziați la ceea ce porți, la, vis-a-vis de ceea ce faci, nu este întâmplător. Nu putem de altceva decât să ne dorim ca toate concurentele să se dezvolte la fel de frumos și să fie foarte bune. A, mulțumesc. Bravo, Rufi. Mulțumesc. Noi nu o lăudăm și nu o ridicăm atât în ceruri degeaba. Este desăvârșită din punct de vedere stilistic. Atât pot să spun. Eu am o mică problemă care de fapt este o mare problemă, pentru că tu nu ai fost atent atunci când te-ai dus la croitoreasa ta și mă bucur că te-ai dus la croitoreasa ta. Ce? Gluga este o glugă care este mult prea grea și virează către dreapta, nu doar acum când stai și nu faci mișcare, s-a întâmplat chestia asta și când te deplasai, când erai în moment, dar cu atât mai mult trebuia să fi fost un pic mai mică ca astfel mărimea ei de aici să nu se atingă cu umerii și să se distingă volumetru. Mie tocmai asta îmi place, așa am vrut, să se umple golul care e aici. Da, adică, dacă așa ți-a plăcut, uite, mie asta nu-mi place. Deci asta e singura problemă care mă deranjează. Altfel, îmi place foarte mult ceea ce propui de fiecare dată. Mulțumesc. Pe mine mă interesează ca noi românii, ăștia care putem, să dăm trendul. Și tu cumva ești acolo, ești la graniță. Deci ești, da, foarte inventivă, inovativă. Te joci cu trecutul și îl îmbin cu viitorul. Dar e nevoie de multă atenție. Rușii stau foarte bine la foarte, foarte multe capitole, dar un capitol mai puțin explorat de cetățeni este acela dedicat literaturii pentru copii, unde realmente sunt maestri absoluți, la fel și în ilustrație, iar ținuta ta din seara aceasta îmbină într-un mod foarte, foarte kinky
tipul acela de ilustrații vintage din literatura rusă pentru copii, cu colecțiile inegalabilului Galiano, foarte multe dintre așa, ele. Așa, Galiano, Doamne, da, era evident că e vorba despre Galiano. Da, cu realitatea momentului efectiv și cu tipul tău de efervescență care te caracterizează. Ținuta îmi place la nebunie, Ruxy, nu că respectă tema, este perfectă, pur și simplu, pentru o seară de gală, pentru un styling cu o influență rusească, pentru tot ce compune tipul acesta de tematică, imperială, ca și Rusia. Da, asta am vrut! Oh my God! Mulțumesc! Băi, neopulența asta e foarte bună. E obositor să spui sau să te justifici de ce apreciem ținutele unei concurente ca Ruxy Opulență. Le apreciem pentru că sunt foarte bune, pentru că sunt neapărat foarte actuale, extrem de creative și trebuie să fii nebun sau să fii legat la ochi să nu vezi chestia asta. Acum, da. Imperială, Ruxy. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Cât pe ce să fie 15 linie, dar oricum e fabulos. Okay. Felicitări, da. Ruxy, vorbește și cu telespectatorii. Hei, ce faceți? If you don't want to be poor, votați-mă la 1206. Hei! Mulțumesc! Hello, poor people! Mi-ar mai trebui și ochelarii aia de cu cristale pe care aveam. Nu știu de ochelarii cu cristale, pentru că there are, like, hello, poor people, like, I'm here in the gala. And yes, poor people, I'm filled with diamonds and expensive clothes and I don't care about întreținere. Because I have diamonds and they keep me warm this evening.